cu Laura Chiriță. Pot să spun, cred că fără să te cunosc, că ești o tânără cu inițiative și o tânără foarte curajoasă, pentru că ai realizat ceva ce mulți poate și-ar fi dorit și încă își doresc și nu, nu au curajul să realizeze din diferite motive. Dar astăzi suntem aici pentru tine și pentru munca ta și vreau să începem prin a prezentat tu puțin. Tu ca om, nu ca designer, cine este Laura? Să te cunoască oamenii așa cum ești tu. Păi, uh, a început uh, prin a lăuda cumva curajul și uh, chiar pot să încep prin a spune că Laura nu e foarte curajoasă, dar cred că curajul se, se învață, se învață se învață cu experiență, se învață lucrând și uh, Cred că partea profesională m-a învățat și mi-a dat curaj cumva de-a lungul timpului pentru că am întâmpinat tot felul de piedici și nu neapărat provocări și trecând prin ele și peste ele am învățat să, să fiu mai curajoasă și să nu, cumva partea profesională a ajutat-o pe Laura Chiriță persoana să fie, să fie un pic mai curajoasă și în Alte aspecte, de exemplu, să mă aventurez în călătorii mai îndepărtate și să nu-mi fie frică, sau uh, să abordez diferite situații din viața mea personală, din nou, fără, uh, fără frică de eșec sau frică de respingere sau alte, alte lucruri de gen. Parcursul a fost uh, ca un carusel, nu? Dacă ei. Uh, uh, Firul, firul vieții mele nu are neapărat logică, dar luându-le toate pe ansamblu au o foarte mare logică. Nu sunt doar absolventă de, de filozofie și ale comunicării. Înainte de asta, am făcut un liceu economic, contabilitate și turism, din nou, nu are absolut nicio legătură cu ce fac, cu ce fac acum. Înainte de liceu, am făcut clasele 1-8 la uh, liceu Waldorf, dacă știți de el, într-un mediu foarte artistic, care cred că m-a ajutat cumva să mă dezvolt. Iar uh, uh, li liceul l-am ales cumva, fiecare etapă am ales-o uh, ca, o, um, ca o, o fugă sau a încerca altceva față de ce făcusem, uh, ce făcusem de, deja. Uh, iar facultatea uh, am ales-o neștiind exact cât de mult îmi va plăcea sau dacă îmi va plăcea să profesez în domeniul respectiv. Credeam că munca de comunicator mi se potrivește, dar știam mereu, adică de pe la vârsta de trei ani știu că vreau să fiu designer. Nu știam ce înseamnă neapărat designer, vreau să fac rochi. Uh, și, și nu știam exact cum să, cum să ajung acolo, de aia acum am încercat tot felul de alte, alte variante între timp. Dar nu, chiar dacă nu am ajuns să profesez în domeniul comunicării, nu consider că au fost studii făcute în van, pentru că chiar, chiar cred că aplic acum în brandul, brandurile mele sau în colaborările pe care le-am aproape tot ce am învățat în, în, în facultate. Iar faptul că am făcut întâi, întâi Facultatea de Comunicare m-a ajutat cumva după aceea când am făcut masteratul în design investimentar să am și mai mult curaj și să văd cum va fiecare proiect pe care îl, îl făceam la master un pic diferit față de colegii mei pentru că vedeam deja potențialul comercial, cum, ar, cum aș putea să comunic proiectul respectiv, lucruri pe care un, un tânăr care a studia doar în mediul artistic nu are cum să le, nu are cum să le aibă. Deci da, e un parcurs un pic uh, alandala, dar cumva uh, it makes sense într-un într final, pentru că chiar cred că ajungi să folosești în viață tot ce ai învățat, chiar dacă pe momentul respectiv nu, nu vezi potențialul școlii, cursului sau situației în care te afli în, în viață. Nu un moment dat, cred că tu, exact când nu te aștepți, îți dai seama că m poate acele materii care tu credeai că nu, uite, parcă poți să iau un pic de acolo. Au un punct comun fiecare. Da, informațiile îți, îți rămân îți rămân cu tine și uh, nici nu îți dai seama când, uh, când îți apare o oportunitate în care tu poți să folosești ce ce ai învățat. Și deci poți să înțeleg despre tine că ești o persoană care îi place să încerce lucruri noi. Și îmi pare că se plictisește repede și vrea să schimbe. Nu neapărat, nu neapărat. Uite, chiar sunt destul de plictisitoare în unele aspecte. Nu prea. Mi-e teamă de lucruri noi, cred că tuturor ne-e teamă de schimbare și de de încerca ceva nou. Cred că tot parcursul, de fapt, m-a dus către design investimental, pentru că asta îmi doream, de fapt, doar că nu aveam nici îndrumarea necesară, nici exemplele pe care ți le poți lua astăzi, de exemplu, din social media, din. Documentare din. nu aveam nici internet pe vremea aia, adică nu. Mai mult de ce puteam să vedem noi la televizor sau în reviste, nu ne puteam imagina ca viitor, mai ales uh, fată, femeie fiind. Nu puteai să-ți imaginezi foarte multe uh, domenii în care poți activa, Era mai ales în România, erai foarte limitată cumva în viziune. Și acum cred că uh, tinerii din ziua de azi văd asta la studenții care vin la mine în practică sunt mult mai deschiși pentru că au mai multe exemple. Lumea este la ei în telefon, practic. Adică pot, pot să vadă în real time, uite, tânărul ăla din țara X a aplicat la o bursă de genul și a reușit să facă asta. Ei, nu, nu existau lucrurile astea pe vremea aia și atunci eu am încercat cumva alte lucruri ideea de a de a-mi începe cumva o carieră, un job din care aș putea să câștig destul de mulți bani ca la un moment dat să îmi fac ceva o carieră în design A fost o chestie, nu, nu, nu neapărat în mod conștient, dar cam asta cred că se întâmpla în, în mintea mea Dar de lucruri noi de obicei mi este, mi este teamă, cred că de aia am și învățat să să încerc lucruri noi Tocmai că îți e teamă, dar după ce faci primul pas îți dai seama cât e de, cât e de fain și cât de multe poți face de fapt Poate nu a fost chiar atât de rău. Nu a fost deloc rău, chiar ă, asta cred că e, e și o realizare pe care am văzut-o și la ă, prietenele sau cunoștințele mele de obicei femei care au trecut cumva de vârsta de 30 de ani, că și au dat seama că tot ce s-a întâmplat în parcursul lor până la, până la etapa respectivă a contribuit la omul matur care s-a conturat și atunci nu nu are sens să-ți par rău, cumva, de, de ceva ce ai trăit sau o etapă anume, mai ales când vine vorba de, de uh, partea aceasta academică, de studii, uh, unde chiar cred că nu e niciodată prea târziu. Dacă te trezești la o vârstă anume că ai vrea să încerci ceva sau să studiezi ceva, chiar cred că uh, poți face asta. Revin un pic în urmă. Ai spus că nu ai avut îndrumarea necesară. Fac aici o paranteză, cumva. Uh -huh. uh, Ți-ai ales tu singură tot ce ți-ai dorit să faci? Sau ai fost îndrumată și de părinți? Ei au fost de acord cu ce îți dorești tu să faci pe viitor? Pentru că și părinții de obicei au ei părerile lor și este da, un pic în contradictoriu. A fost un pic, un pic diferit, că eu chiar am fost uh, uh, lăsată să fac ce vreau. Și e cumva... Uh, nici nu știi care e fața monedei, de ei, o dorești mai mult. De obicei îți dorești ce n-ai avut. Uh, nu cred că dacă eram îndrumată și împinsă special către design sau către o altă o altă carieră, uh, mi-ar fi fost mai bine, dar și nici cum am crescut, lăsând, uh, fiind lăsată să fac uh, tot ce îmi doream uh, și să descoper singură ce ce mi-aș dori, mi dori să fac. Adică, chiar pornisem după, după facultatea de comunicare, încă nu știam exact de unde s-a apuc toată treaba cu designul. Făcusem deja o colecție parcă, dacă țin minte bine, era undeva undeva în 2010, cred 2012, 2010, 2012, ceva de genul. Deci acum mulți ani. Și nu știam nu știam cum să, cum să ajung să am atelierul meu, cumva nu vedeam mai departe de atât oricum. Atelierul meu și să am cliente și cam atâta puteam să vizualizez. Și am când am terminat facultate, m-am înscris inițial la un masterat la facultatea de uh, economie la FEA. Era un masterat de publicitate, parcă dacă țin eu minte, care avea logică în mintea mea pe vremea aia. Și am stat doar un semestru, <laughs> pentru că nu mi-a plăcut deloc. Aveam și job în, într-o companie de telecomunicații pe vremea respectivă și nu îmi plăcea nimic, nici... Jobul, nici facultatea nu plăcea nimic și a, a fost un declic la un moment dat, atunci, în iarna, primăvara aia, nu știu exact ce perioadă era, în care m-am hotărât, aveam cred că 21-22 de ani, m-am hotărât că gata, nu, dacă nu încerc acum cât sunt încă tânără, foarte tânără, um, posibil să nu mai am curajul să încerc niciodată. Și atunci, dar uh, renunțasem și la masteratul respectiv și la job și în toamna respectivă m-am scris la design Nu cred că mai târziu ar fi fost prea târziu, nu cred, nu cred lucrurile astea, dar uh, a fost atunci un, un, declic, un, un moment. Ne-a luat în considerare poate și să pleci în afară, pentru acum, acum mai este și tendința asta. Acum este tendința asta. Chiar am o poveste interesantă legat de, legat de asta. Uh, când uh, terminam liceul, aveam uh, un profesor foarte tânăr care ne îndruma. Uh, ne făceam atestatul parcă cu el în perioada respectivă și uh, ne, ne întreba unde, unde am vrea să studiem sau unde vrem să aplicăm ca universitate. Și am zis că noi ne-am uitat un pic pe site-ul vt ului să vedem ce specializări sunt și să ne alegem să ne alegem ceva. Și el ne-a întrebat, dar în afară, nu v-ați gândit să. Să mergeți, să aplicați undeva. Și creierul nostru era atât de, de încastrat cumva în, nu știu, ce nu știam sau ce nu auzeam sau ce, ce nu trăisem încă, încât prima mea reacție a fost: da, avem voie? În clasa 12, de la 19 ani. Pentru că aveam impresia că, nu știu, doar dacă ai foarte mulți bani sau dacă își permit părinții tăi să te trimită, nu știam că poți să aplici la tot felul de buse sau nici că poți să ieși din țară. Cred că abia intrase România în Uniunea Europeană și am ieșit până la unguri, ceva de genul, cu buletinul și eram atât de mândri că puteam să ieșim din țară cu buletinul. Chiar venise o universitate din Scoția, parcă să ne țină o prezentare și era destul de reală treaba. Chiar am avut ulterior doi colegi care au plecat acolo. Pe partea de economie, doreau să atragă tineri, mă rog, cu un nivel de, de inteligență destul de ridicat. Eram unul dintre cele mai bune licee din Timișoara Și au venit să ne țină o prezentare, să ne povestească. Cursurile lor sunt gratuite, ofereau cred că și cazare, numai să mergi să studiezi acolo. Și eu, tot timpul acesta, nu credeam că e adevărat. Adică, e ca să-ți dai seama ce, ce diferență fac doar nu știu, 10-15 ani în uh, și accesul probabil la internet și informație și, și puterea exemplului. Dar ulterior, în, chiar când eram la masterat la design vestimentar, am plecat cu, o, uh, cu un program work and travel care nu avea nicio treabă cu studiile neapărat, pentru că adică n-am studiat în Statele Unite, am doar am lucrat o vară întreagă și ajută, cred că ajută foarte mult orice fel de program uh, din acestea de student exchange, orică e vorba de Erasmus sau work and travel sau orice te scoate din zona de confort cât mai devreme în viață, și te pune cumva în situații în care trebuie să te descurci singur, să te descurci în altă limbă, să te descurci cu studenți străini și chiar recomand studenților mereu să meargă să încerce ceva. Da. Mie îmi pare rău cumva că nu am încercat mai devreme, dar sunt conștientă că nu, nu, vedeai, nu vedeai exemple de alți copii care au mers, pot să spun copii, că eram copii pe vremea aia. Da. Deci studenții de acum o să meargă peste tot toate la timpul lor până la urmă. Corect, da. da. De, de aceea că călătoresc acum cât de des pot să, să recuperez. Uh -huh. Hai să vorbim un pic și despre momentele poate mai puțin frumoase, pentru că noi aici vedem uh, un loc frumos, um, ambalat foarte cochet, te uh -huh. vedem pe tine foarte frumoasă, zâmbitoare, dar cred că parcursul nu a fost neapărat atât de ușor, nu atât de bun, a fost ca întotdeauna și momente mai puțin uh, bune, dificile chiar. Uh, care au fost, uh, ce ți-a dat putere? Poate că a, cândva poate ți-ai dorit să renunți. Ce ți-a oh, putere? că îmi doresc de câteva ori pe an de obicei. Uh, uh -huh. mai nu cred că Că există o persoană, mai ales în România, care a încercat să facă ceva, o afacere, indiferent că e vocațional sau doar o idee de afacere, și să nu fi întâmpinat piedii și să nu-i vine să renunți odată la ceva timp. La fel cum nu cred că există uh, om angajat, mai ales în domeniul corporate, să nu-și dorească să încerce ceva pe cont propriu. Deci, nu, nu, le, nu, le, poți avea, nu le poți avea pe toate. Uh, cred că atunci când îți place foarte mult, domeniul respectiv când e ceva vocațional și nu te vezi adică pe mine m-a ajutat și faptul că am avut câteva joburi înainte să îmi deschid afacerea nu te mai vezi făcând altceva în afară de aia prinzi niște puteri cumva care se pot traduce și prin încăpățânare care nu te lasă să renunți poate că, la un moment dat chiar ar trebui să renunți sau să faci și altceva pe lângă pentru că e greu, e foarte greu, e greu legislativ, e greu uh, financiar, mai ales într-un domeniu creativ unde ești practic mereu în mișcare, trebuie mereu să uh, vii cu idei noi, trebuie ești cumva de la un ești cumva pe o chirie de la un sezon la altul, practic, că tu trebuie mereu să, vi, să vii cu idei noi. Dar uh, uh, nici nu știu să zic exact care au fost uh, momentele nu știu, chiar și începutul a fost deși fiecare moment care e foarte sau îl văd acum ca o cumpănă din trecut venea la pachet și cu un fel de entuziasm pentru că ajungi să vezi momentele astea ca pe încă un pas sau încă o treaptă peste care trebuie să, să treci, să urci ca să construiești ce îți dorești și cred că trebuie să -ți ții mereu în minte imaginea de ansamblu cu ce îți dorești să faci ca să, să poți să mergi mai departe. Asta cred că e răspunsul la ce îți dă putere să mergi mai departe. Dar e o încăpățânare care nici nu știu dacă e sănătoasă la un moment dat, că nu, na, poate te ține pe loc din alte, din alte, puncte de vedere. Dar au fost foarte multe. Cum până poți să zici că a fost și în momentul în care am renunțat la job și la primul masterat și m-am dus către deja investimentar. Apoi, când am deschis atelierul, a fost și o temere foarte mare și un entuziasm foarte mare. Nu știam dacă o să funcționeze, dacă o să meargă. Uh, a, cu doi ani uh, a fost o restructurare cumva a uh, atelierului. Inițial purta numele meu, după ce am făcut un rebranding și... Uh, a, deși a fost un pas înainte și o creștere, evident că a venit cu o grămadă de temeri, oare o să funcționeze, oare lumea o să înțeleagă și așa mai departe. Fiecare proiect nou pe care l-am vine cu, cu temeri, pentru că se investește foarte multă energie. Dar da, e pare frumos, dar e foarte greu și când vin anual vin la mine studenți de la design investimentar în practică. Și uh, ei la facultate, fiind timpul foarte scurt, apucă să vadă mai mult din partea frumoasă, doar de creație, de prezentări, de evenimente, care sunt cumva 1% din, din activitate. Și când petrec, mai ales dacă petrec o vară, de exemplu, cu mine la atelier, își dau seama de fapt cât de multă muncă e pentru acel 1% pe care lumea îl vede, mai ales în online sau, mă rog, la evenimente. Și își dau seama că nu e atât de ușor și cumva. Reușesc să pună în balanță dacă își doresc să continue în domeniul acesta sau, sau nu. Dar dacă nu chiar nu cred că e un domeniu în care ar trebui să te bagi dacă nu îți place foarte, foarte mult. Și ca antreprenor, indiferent ce vrei să faci, dacă nu îți place foarte, foarte mult, nu prea are sens să începi pentru că o să fie greu. Deci nu este pentru oricine. No, nu, 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 în, în niciun caz. Adică chiar nu înțeleg, uh, poate la un moment dat și eu... Uh, uh, vedeam doar partea partea frumoasă și înțeleg de ce îi, pentru că toate fetițele de mici visează rochițe sau să deseneze rochițe sau să uh, se îmbrace în rochițe frumoase și e tentația aia ca la un moment dat mi-aș dori să am colecția mea, atelierul meu sau ce vizualizează, ce vizualizează ele dar nu, uh, nu nu recomand decât dacă e ceva fără de care nu simți că nu poți trăi ca activitate. Și cam, Care ar fi calitățile care ar trebui să le aibă? Cum ar trebui să fie? Păi. Uh, <laughs> pentru că atunci când te cazi de pe norișorul tău și te lovești de realitate, da. dai înapoi. Uh, da, cred că ar trebui să fie perseverența și cumva ambiția de a nu da înapoi când cazi de pe norișor. Să-ți dai seama, stai un pic că nu-l n stâlpi, hai să construiesc altul. Uh, uh, cred că trebuie, poate nu neapărat un talent măreț, uh, dar o viziune, o viziune a brandului pe care vrei să-l începi, a uh, poate a persoanelor. Pe care le vezi purtând brandul tău, cum îl vezi ca imagine, partea de branding mi se pare foarte, foarte importantă în tot conceptul ăsta. Viziunea a ceea ce poți să aduci tu nou în segmentul pe care vrei să intri, indiferent că e parte bridal sau urban și. Uh, uh, hmm. Și consistență, să nu, să, odată ce începi, să nu te demoralizezi de perioadele grele și să nu te oprești. Cred că chiar câștigă, mai mai degrabă câștigă consistența și consecvența, decât un talent, măre, talent măreț care uh, renunță după primele, după primele piedici. Uh, iar partea financiară ar trebui să, când își dorește cineva să înceapă, ori să fie conștient că o să-și bage toate resursele în proiectul respectiv până își dă drumul și după aceea ori să aibă, să aibă niște rezerve la început care să acopere începutul de afacere. Orice început de afacere e greu, dar în design vestimentar este un pic mai greu pentru că implică, implică producție, implică materie primă, implică uh, ședințe, foto, echipament de studio, închipă o grămadă de lucruri care sunt foarte costisitoare de obicei. Sau să fie dispuși să facă 10 joburi primele, primele piese vestimentare pe care le făceam a fost când eram undeva în clasa 7, la începutul anilor 2000, se portau blugi aceia cu talie foarte, foarte, foarte joasă și colegele și prietenele mele și prietenele lor mi aduceau blugi de acasă, că doar nu, nu exista oricum la noi, din aceea de care portau Britney Spears și Cristina Aguilera în videoclipuri. Și eu le dădeam talia jos sau din două perechi le făceam un fel de fustă maxi, în fine, lucram foarte mult cu denim, eram oricum foarte mică și experimentam și erau un sentiment foarte fain să vezi că noi mergeam la petreceri, dacă se pot numi petreceri pe vremea aia, și să văd prietenele mele, că să le văd că se îmbracă în, în ce făceam eu. Și după aia încet, încet am trecut în liceu și în facultate către, către Rocky către rochi, rochi de seară, de banchete, era perioada banchetelor, când mergeam la un banchet și vedeam colegi îmbrăcate în rochi făcute de mine, iar era o mândrie foarte mare. Și undeva în 2010, cred, am început să, să iau comenzi un pic mai serioase, dar tot pe partea aceasta de uh, rochii de seară, de piese elegante. Și în segmentul ăsta am și început am atelierul în 2015, tot pe parte de rochii de seară, rochii elegante, uh, începusem deja să fac și colecții de ale mele care erau un pic mai mai portabile și după aceea s-a dezvoltat și partea de rochii de mireasă, care acum e unul din, din principalele segmente pe care le, le, le am la la atelier uh, în 2022 la început, s-a împărțit cumva brand un pic pentru că se dezvoltase foarte, foarte mult și s-a împărțit în partea de, de bridal și în partea urbană unde avem, avem, și tot felul de colaborări, dar avem și colecții pe partea de streetwear, de hanorace, de rochii de vară, de piese pe care vrei să le porți și le porți toată ziua. mi spus că vin și studenți în practică de la facultate cum este să îi ai în grijă, să spun așa? Cum îi vezi? Mi este foarte drag de ei, pentru că simt și, simt și diferența de generație foarte, foarte pregnant, dar e foarte, e foarte fain să îi să -i am aici și să creez împreună cu ei și să ne inspirăm unii de la alții, să le, să le arăt cumva și de subturile Domeniului, sau mă rog, domeniul lui atât cât e el de dezvoltat în, la mine sau în partea aceasta de lume, ca să-i ajut să-și descopere uh, stilul lor sau ce își doresc să facă ei, uh, ce își doresc să facă ei în continuare. S-a întâmplat ca din studenții care vin în practică să se lipească câte unul de mine și să stea ca asistentul meu. 4 ani de zile, de exemplu, persoana în care sta cel mai mult. Și după aceea să plece și să-și facă brandul ei, chiar am o colaborare acum cu, cu asistenta cu Meli, care a fost asistenta mea, se întâmplă să își deschidă ei ceva direct sau să să plece mai departe către, către alte segmente din, din modă. Și mi-e foarte drag. gândește că e, chiar acum a început școala și urmează să vină din nou la mine studenți care au fost acum Doi ani. Ei au practică în anul 2 de facultate și în anul 1 de master. Și dacă își continuă studiile, cumva pot să-și aleagă alt atelier sau să vină tot la mine. Și o parte din ei au decis să vină tot la mine și cumva îi simt deja parte din echipă și abia aștept să încep să lucrez cu, uh, cu ei. Da. Mi-e drag să le arăt cât mai mult din, din segmente, să prindă o perioadă în care avem și proiecte de design pentru alte branduri, alte companii, în care avem și ședințe foto sau expoziții, prezentări, în care lucrăm la o colecție, lucrăm la comenzi, uh, nu știu, ne dăm cu capul de un contract sau de niște facturi pe care nu, dacă nu funcționează ceva. Și să vadă cumva un pic din, din toate, să decidă dacă își doresc poate partea asta antreprenorială a segmentului de, de design sau doar un job într-un alt brand. Mi-ai că se simte cumva diferența dintre ce a fost la tine și ce acum la ei. Cum? A fost mai bine? E la fel de bine? Ce s-a Cred că e, e, și mai bine și mai puțin bine cumva, pentru că chiar ei cumva au, au acces la mult mai multe informații. Uh, domeniul e mult mai dezvoltat și piața locală sau mă rog piața europeană e mult mai dezvoltată au uh, exemple de oameni care au reușit, de exemplu noi nu aveam unde să mergem în practică la ateliere de genul când eram noi la școală ne-au pe noi ca exemplu să vadă cum ar fi dacă și-ar dori să înceapă ceva de genul acum și uh, e mult mai ușor e mult mai ușor să înceapă ceva sau să îndrăznească să, să creeze, plus că ei au crescut diferit față de mine, noi și sunt foarte, foarte deschiși, comunică, le spun părerile. Eu nu cred că aș fi îndrăznit să fiu în practică la cineva și să-mi zic părerile, să zic nu cred că arată bine ce gândește acolo. Aș fi intrat în pământ de rușine. Dar apreciez foarte mult la ei, la ei lucrurile astea și cumva și învăț eu foarte mult de la ei. Totodată, când am început eu, aveam un blog pe o platformă de WordPress gratuită și o pagină de Facebook și când postam o roche cu sute de mine cu o zi înainte, exploda totul. Pentru că nu era nimeni să mai Mai erau na, câteva persoane sau câteva ateliere să zicem, care începuseră să facă, să facă asta. Acum scot o colecție nouă și până nu îi fac o campanie frumoasă și nu încep să promovez și nu uh, dăm drumul la niște uh, ads <laughs> uh, în afară de publicul nu țintă neapărat, dar publicul brandurilor mele care e acolo mereu și vede, vede, tot ce se întâmplă, nu prea ajunge informația foarte, foarte departe sau foarte ușor. Sunt și platformele de social media și internet în general supraaglomerat, foarte multă informație, moda a devenit al doilea mare poluant al lumii și sunt foarte multe haine care se produc constant, se poartă puțin și se aruncă. Noi încercăm cumva să schimbăm un pic percepția asta, dar va mai dura, cred că, ceva timp. Și atunci e o mare... E o mare întreagă de informații, de haine noi, de colecții noi, colecții foarte dese, mai ales la, la companiile de fast fashion. Și e cam greu și pentru ei, dacă încearcă să dezvolte ceva nou, să fie văzuți și auziți într-o mare de cred că îți dai și tu seama numai când deschizi, nu știu, Instagram să spunem și dai două scrolluri și deja ai văzut trei reclame cu diferite chiar dacă ele sunt foarte bine gândite și targetate, adică cumva e ceva ce ți-ai dori, când vezi atât de multe, nici nu mai e dorința aia atât de, atât de mare. Astea sunt plusurile și minusurile. E competiție mult mai mare, să mă rog, Piața foarte aglomerată, dar totodată au mai multe posibilități ca, ca înainte. Mi-ai spus că pe lângă design mai ai și alte colaborări sau proiecte. Despre ce e vorba? ce ai în plan, în viitorul apropiat sau îndepărtat? Păi, toate au legătură cu uh, design, nu? adică eu, Laura Chiriță, am brandurile mele, uh, am uh, cursurile mele, predau niște cursuri de și online, dar și la atelier aici de grup. E foarte fain că ne adunăm 5-6 femei într-o sâmbătă, stăm toată ziua împreună și, uh, și învățăm să facem un tipar și o fustă, de exemplu, la primul curs. Și o atmosferă foarte, foarte faină între, între noi. Deci am cursurile mele care sunt tot un proiect separat. Uh, creez și uh, mă ocup de branding și pentru alte companii nu pot lua foarte multe proiecte deodată pentru că e foarte obositor, adică e greu oricum să îți schimbi atenția de la, de la, una la alta. Acum, de exemplu, mă ocup de dezvoltarea unui brand nou de haine sport, at leisure, care se va lansa undeva la începutul anului viitor. Am mai lucrat cu un brand de uniforme medicale. Din nou, sunt niște domenii foarte diferite față de ce de ce fac eu, dar cândva, adică, cumva dacă ai imaginație, poți să transpui ideile alea și în, pe conceptul altcuiva. Adică nu trebuie să fie ceva ce aș crea eu pentru brandul meu, că nu aș crea niciodată colan sport sau uniforme medicale. Dar mi-a plăcut atât de mult să lucrez și cu cei cu uh, firma de uniforme medicale care încă activează, am lucrat -o cu 5 ani împreună și ei încă activează cu modelele mele. Și acum proiectul nou cu hainele sport îmi place foarte mult, încât uh, îmi doresc să continui în viitor să mai iau proiecte de genul, că îmi dau energie și pentru ce fac eu la atelier. Iar acum, chiar săptămâna viitoare, o să am un eveniment în cadrul Capitalei Culturale Europene, în Timișoara, cu un proiect atât de drag mie și o să înțeleg și de ce, pentru că de când am terminat masteratul, eu nu m-am mai prea jucat cu texturi, cu tehnici textile, cu artă în general, nu zic că ce se întâmplă la mine la atelier nu e neapărat artă, dar mereu a avut o tentă comercială sau a trebuit să se transpună în ceva comercial. Și acum avem, o să avem un eveniment, un performance artistic cu un obiect textil făcut din deșeuri textile pentru a trage un semnal de alarmă legat de hainele foarte ieftine pe care le luăm, le purtăm odată și le aruncăm, că ele nu se duc nicăieri, ci stau pe niște câmpuri în țări mai sărace decât ale noastre. Și o să polueze planeta mult, mult timp de acum încolo Și um, dacă sunteți aici în 13 octombrie, veniți <gântu -i> O să-ți trimit de detaliile Și mă bucur foarte mult că um, am avut șansa asta Mai ales că eu sunt din Timișoara, sunt născut aici Am ales să rămân aici și să îmi fac o afacere aici Cumva știind că urmează capitala culturală europeană Îmi doream foarte mult să... Uh, fiu și eu inclusă în program, dar și artiștii locali, pentru că sunt foarte mulți și uh, era păcat cumva să nu facem și noi ceva pentru, pentru, pentru oraș, în funcție de, mă rog, expectiza noastră și ce ne, ce ne dorim să facem. Dar sunt foarte multe evenimente în perioada asta, capitală culturală, uh, e greu să ajungi la toate, dar sunt, uh, sunt foarte faine iar pentru că ne apropiem de sfârșit, vreau să te uiți un pic înapoi și uh, cum ai fost tu și acum, cum ești tu acum, ce s-a schimbat, cum a fost parcursul tău, poate ce sfat ți-ai dat ție? Puh. <coughs> uh, nu e o întrebare grea, e o întrebare foarte faină. Um... Și uitându-mă la ultimii câțiva ani, inclusiv perioada pandemică, care cred că ne-a împins pe toți un pic înainte, ce sfat? Adică eu am ajuns cumva acum să nu mai fie frică de aproape nimic ce ar putea apărea, veni și să simt că pot să fac orice, orice îmi doresc, evident, nu orice de pe lumea asta, că nu îmi doresc să fiu astronaut că pot să fac orice și, cel mai important, simt că pot să fac singură. Ceea ce nu aveam, adică nu simțeam lucrul ăsta cu câțiva ani, nu simțeam lucrul ăsta când am început atelierul. Până recent nu prea îl simțeam și cred că multe femei se regăsesc în, în, în ceea ce zic. Și asta cred că m-aș întoarce în timp și mi-aș spune mie, ai răbdare, o să vezi că poți, o să vezi că poți singură, dar mai ales aș spune și altor femei ca, care și-ar dori să facă ceva, dar se tot uită în stânga-dreapta pentru uh, un partener, un asociat, uh, cineva care să le îndrume sau să le ajute să înceapă ceva Mai ales pe partea antreprenorială și să le zic că 100% pot singure, că uitându-ne în urmă și la mamele noastre care au făcut aproape tot singure avem, cred că, cele mai, cele mai bune exemple din, din istorie, chiar dacă era vorba de lucruri casnice, de crescut copii, cum se par cele mai grele lucruri pe pământ. Și asta spune, mai ales femeilor, să, să încerce și să se agațe de exemple, chiar dacă sunt exemple internaționale, să se uite la nu știu, documentare, interviuri cu femei care au reușit în X domenii și să-și dea seama că nu, pot, ele pot singure. Iar pentru sfârșit, dacă crezi că mai este ceva de adăugat, important pentru tine? Uf, nici nu știu, sunt atât de multe lucruri importante A, cea, O chestie pe care am învățat-o eu uh, uh, anul ăsta, că oricât de mult ai iubi ce faci, uh, nu e neapărat sănătos să-i dai chiar 100% Adică poți să-i dai 100% pe diferite perioade, în funcție de sprint le zic, eu, în funcție de proiectele pe care le ai, dar e foarte important să separ, pe mine rebranding-ul m-a ajutat să fac lucrul ăsta, pentru că era numele meu înainte și l-am separat după aceea, să separ un pic partea, partea antreprenorială și partea de carieră de. Tine ca om Și să te gândești care sunt lucrurile Care te fac pe tine fericit În afară de muncă Că și munca poate să te facă fericit Și să încerci să incluzi uh, Cât mai des și din, uh, din lucrurile astea De exemplu la mine sunt uh, cărțile Și am, am înscris într-un club de carte Anul ăsta și a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut Călătoriile Poate să fie orice, poate să fie și lucruri stupide, nu știu, de colecționat căni sau mai știu eu ce, dar să-ți să hrănești un pic și partea asta personală, pentru că la un moment dat nu o să-ți fie suficient să-ți iei toată energia din partea profesională. O să te epuizezi inevitabil și dacă îți hrănești micile plăceri personale, automat și partea profesională o să câștige pentru că o să fii mult mai inspirat, mult mai creativ, mult mai relaxat și n-ai decât de, de câștigat.